Bună ziua, dragii mei youtuberiști! Astăzi suntem pe șoseaua Fundeni numărul 53, ca să se explice adresa. Suntem în față la FX Auto. Sunt parteneri premium agreați Lumar și astăzi vom vorbi despre folii, ce înseamnă să-ți personalizezi mașina cu folie și cât de important este lucrul acesta. Hai! Aici au și mecanică ușoară. Dacă veniți să vă faceți mașina cu folie, să vă puneți folie pe geamul sau folie de protecție pe mașină, puteți să faceți schimbul de ulei. Adică, doi într-unul. Bună! Bună! Salutare! Salut, Alex! Alex, pare bine! Claudia, bună! Deci, Alex și Claudia, ei sunt stafful. Și ce facem aici, în acest garaj? Ce putem găsi? Oamenii care vin aici, ce servicii le puteți oferi? Ok, păi, noi în mare parte ne ocupăm cu foliile auto. Cam tot ce înseamnă folii auto pe caroserie, pe geamă. Avem și partea de folii de clădiri. Avem un mini service, ca să zic așa, unde facem mecanică ușoară. Un da? Schimb de ulei. Schimb de ulei, schimb de anvelope, bucșe, tot ce ține de mecanică. Am și un amortizor pe spate. Mare drag, te ajutăm. Mai avem pe partea de polish de caroserie, da? Polish de caroserie plus protecție ceramică pentru o protecție mai bună. Pe partea de vulcanizare, am zis mai devreme, avem și vulcanizarea și servisul, dar obiectul principal de activitate, da, cu care noi putem să spunem că îl facem foarte bine, este montajul de folie auto pe geamuri. Pe geamuri. Am văzut acolo niște mostre, ca să le zic așa. Da. Poți să ne explici un pic, adică să cei care nu știu despre folie, să le explici un pic ce înseamnă... Sigur, haideți să mergem să îți arătăm cum pot să ți le explic. Bun, vedem aici mai multe tipuri de folie, de la foarte transparentă, ne zice aici 90%, până avem la 07, care este cea mai întunecată, gen, a nu, 05, uite aici, da. Una dintre ele. Hai să luăm cu cele mai transparente. De ce mi-aș pune așa ceva? Păi, în momentul de față, legea la noi în țară, da, spune în felul următor. Aceste folii sunt folii pe care poți să le aplici pe partea din fața geamului a mașinii, mai exact stânga-dreapta. Ideea este în felul următor, legea spune în felul următor, ansamblu de geam plus folie, la sfârșit trebuie să nu scadă sub 70% transparență. În momentul de față, aceste două materiale sunt singurele omologate pe partea din față a mașinii, dar ca să putem să le aplicăm, chiar dacă sunt transparente, trebuie să măsurăm geamul, da, venit din fabrică, un aparat, da, special primit de cei de la RAR. Măsurăm geamul, vedem exact ce transparență are geamul din fabrică, după care putem să îi spunem clientului dacă se mai pot aplica aceste două folii, chiar dacă sunt transparente sau dacă nu. Bun, iar restul, de exemplu, astea cele mai întunecate? Restul, păi, folia de la Lumar, da? După cum, nu știu, cred că mulți știu, noi suntem parteneri premium Lumar în București, avem două puncte de lucru. În momentul de față suntem prezenți și pe site la Lumar. Unde este cealaltă locație? Ca asta, cealaltă locație este la Unirii, practic aia este prima noastră locație cu care am debutat acum 9 ani de zile. După cum spuneam, Lumarul vine pe mai multe game de material, mai multe produse ca orice alt produs. Și avem așa, avem gama clasică. Da, gama clasică care în principiu este o folie strict pentru înfrumusețarea mașinii, pentru design, pentru intimitate. Chiar dacă este neagră, acest material nu oferă protecție termică, pentru că este o folie vopsită în masă care este strict de design. Da, avem mai multe transparențe, adică 7%, 15% și mai sunt două transparențe, 37 și 53, pe care noi nu prea le folosim pentru că nu sunt cerute de clienții noștri. Gama aceasta este strict pentru cine vrea, nu știu, o mașină frumoasă și atât. Să nu se vadă în mașină că mai lași un laptop, un telefon și cam atât. Restul gamelor sunt game pentru intimitate și design, dar oferă și protecție termică. Protecția termică diferă de la gamă la gamă din ce este concepută gama de folie. De exemplu, gama ATR Comfort este o gamă cu 5 transparențe de material,
Este o gamă pe 3 straturi de folie, adică în stratul ăsta foarte subțire de folie, cumva sunt lipite 3 folii una peste alta, iar la mijloc are o inserție metalică. Aceasta are o protecție medie. Urmează gama CTX Premium, care până acum 2 ani de zile era cam cea mai de top gamă de folie apărută pe piață. Este o folie ceramică care are o protecție extraordinar de bună, protejează undeva la 80-88% în funcție de transparență și ca și UV undeva ei spun 99,99%, atâta spune producătorul. Am înțeles. După care ultima gamă de folie este o folie nanoceramică. Da, este apărută anul trecut pe piață și aceasta are o protecție UV și de căldură mult mai bună ca aceasta ca ceramică. Ce diferență între prețul de clasic și cel mai premium de aici? Adică ăsta de aici. Ok, păi, în mare parte, gama clasică se învârte undeva la 300-350 de lei pentru o berlină. Dar acum, cu toată nebunia asta, cu scumpirile de preț, am ridicat și noi puțin prețul. Era la 300 de lei, s-au scumpit materialele pentru că și noi la rândul nostru le cumpărăm. Asta e o problemă. Un 350 de lei. Exact. În ăștia 350 de lei este inclus manoperă, material și autorizație, pentru că noi suntem și autorizați de către RAR. Iar cel mai de top material ar fi IRX-ul, nanoceramic, care ajunge pentru o mașină break, da, undeva la 1300 de lei. Adică e practic ceva de top. În afară de foliile prezentate aici, haide să-ți arăt ce lucrări am mai făcut noi în ultima perioadă și să vedem mai mult despre... Exact. Ce avem aici? Păi, astăzi ați avut norocul să prindeți în garaj o mașină care acum, nu știu, undeva 7-8 luni de zile, da? A fost la noi și a beneficiat de îmbrăcarea efectivă a elementelor de caroserie vopsite cu o folie de protecție de vopsea. Se vede, vino cu ce? Vino cu camera. Vezi dacă poți să focalizezi, știi că se vede că e îmbrăcată. Iată, deci, se efectiv, vede. Toată caroseria este îmbrăcată cu o folie specială de protecție a vopselei. Acum mașina este murdară pentru murdară. Că clientul astăzi a avut o problemă cu parbrizul, iar noi l-am schimbat. A, schimbat și parbrize, nu? Da, ai spus pe da. Schimbăm și parbrize, le și reparăm unde se pot repara. Am înțeles. Deci asta are 7 luni de zile de când e pusă, nu? Exact. 7 luni de zile de când noi am aplicat acest material pe caroserie. Se comportă foarte ok. Materialul este regenerabil, adică la zgârieturi fine. Eu, de exemplu, dacă eu acum o perie de sârmă și dau pe ea, ne folosim de o sursă de căldură, acele zgârieturi fine dispar. Adică mai exact zgârieturile de, nu știu, de verghetă sau am înțeles, astea pe aici când vin și bagi unghiile și așa mai exact. Se vede urât. Am înțeles exact. De aia. Sunt unele mașini la care nu se vede, dar pe alea negre, de exemplu, te doare mintea, vezi toată frumoasă și aici au o chestie mată și zgâriată. Exact. Știi, în zona de... Am înțeles de aia. Pe aceste lucrări se dau garanții sau cum sunt? Sigur. De producător sau de voi? Absolut pe... Orice facem în aceste garaje, noi oferim garanție pentru materiale, dar și pentru manoperă. În mare parte pentru manoperă oferim, depinde de ceea ce facem, între un an și 2 ani, 3 ani, ca și manoperă, dar de exemplu la folia de geamuri, acolo oferim o garanție efectiv cât garanție are materialul. Dacă materialul are 10 ani, oferim 10 ani și noi la manoperă. Dar cât ar costa să, nu știu, am un S-Class, de exemplu, mi-a cumpărat mâine un S-Class și, domne, vreau să-l îmbrac. Vopsea de pe el e 10.000 de euro. Cam cât m-ar costa să îmbrac o mașină, nu știu, în folia asta? În mare parte, noi la materialele de folie de protecție de caroserie folosim mai multe branduri. Steck, Dyno, Shield, Hexis, Lumar. Diferența între ele este și calitatea materialului, dar și a prețului. În mare parte, prețurile sunt concepute în așa fel încât să fie făcute pentru material și pentru partea de cât material efectiv intră în mașina respectivă.
Ele, în principiu, pornesc de la 6.000 de lei, un material basic clasic și pot ajunge până la 15.000 de lei. Dacă am un Lamborghini, gen. 16.000 de lei. Da, e în funcție de cât material intră pe mașina respectivă și cât de complicat este de aplicat pe mașina respectivă. Bun, ziceai că ai două locații. Da. Deci unde te găsesc oamenii mai? Prima locație a noastră este la pe calea Călăraș 73, da, este în zona Unirii. Uh-huh. A doua locație este cea de aici din sectorul 2 pe șoseaua Fundeni, Fundeni 53. Ne puteți găsi și pe site-ul nostru fxauto.ro. Acolo puteți să faceți programare, da, telefonică sau să vă interesați de prețuri, de ceea ce facem aici. Am înțeles. Cât durează să pui o folie? Adică dacă eu vreau, te sun, domne, vreau să-mi pun o folie. Bun, vin la garaj. Cât aștept? Păi, în mare parte diferă de sezon, ca să zic așa. Acum suntem cumva în extra sezon, dar, per total, durează undeva la o oră și jumătate să iasă treaba cum trebuie. Pentru spate și lunetă, la montajul de folie pe geamuri. Am înțeles. Bun, cam asta a fost vlogul, vă rog un like, un subscribe, un share. Intrați pe FX Auto dacă doriți folie de calitate. Și ce să zic, mersi mult. Mulțumesc și eu și vă aștept. Da, vin să schimb amortizorul că e rupt. Te aștept. Ceau, pa, pa.